Da, o remiză de zic eu destul de un joc, un rezultat echitabil, pentru că am cam împărțit reprizele. Prima repriză a fost a noastră, pot să zic că în totalitate, și a doua cam a lor. Ne-a dezechilibrat un pic eliminarea. Din păcate, gesturile unor jucători care nu te aștept să le facă. La urmă și ei au nervi, au trăiri. Trebuie să rămânem cu asta și să învățăm din greșeli. Mulțumit de rezultat și de primul punct al dreapta lui Andreea. Mulțumit de rezultat, mulțumit de joc, mulțumit de atitudinea jucătorilor mei și, sincer, după joc așteptam un rezultat un pic mai bun. Deci, mă așteptam chiar să câștigăm jocul de astăzi. Am pregătit bine jocul, băieții ori înțeles ce vrem. Am stat foarte bine, am avut ocazii, prima repriză, repet, am zic eu că am dominat prima repriză și am avut ocazii destul de clare. Dar și Fucio a apărat în sfatul care da, e jocul. Da, da, am zis că a doua repriză, clar, a fost peste noi, dar eu zic că a doua repriză a fost peste noi doar datorită eliminării. Lucrările celor trei jucători, noi, comparativ cu formula cu Recea, cumva determinant prestatul. Da, noi am suferit la meciul cu Recea, când am avut tot lotul valid. Acum ne-am bazat pe aproape tot lotul, mai puțin Man, care o ceda săptămâna asta, are o întindere. În rest, jucătorii care au intrat foarte bine. Știau ce intră, m-am bazat pe ei pentru că sunt jucători cu experiență. De Marcu, care a jucat foarte bine la închidere, Ion Grozav, care a dirijat apărarea, zic eu, cam 80% din joc cu succes. Și formula a fost una, zic că destul de bună, ne-am fost echilibrați, am putut ataca, am ținut de minge. Zic eu că e mulțumitor. Suntem pe drumul bun și așteptăm evoluții din ce în ce mai bune. Încă zic eu că încă n-am spus tot ce putem spune despre fotbal. De la Vatronica Jocului Polăneac, că vrei că demonstrați la Cugetul câte urmași în Lui Alba Elea, ați demonstrat? Eu zic că am demonstrat că suntem urmași. Aici tot timpul s-a jucat unirea, metalurgistul cu unirea jocurilor cu ambiții, jocuri cu scântei, jocuri bune, plăcute spectatorilor. Zic eu că și astăzi am cam același lucru. Am repetat meciurile bune făcute în istorie dintre cele două echipe. Dacă unirea a jucat doar cu conjudecăne, n-ar pierde. Da, am fi pe podium, am fi în primul, da. Mulțumim și baftă în continuare.